Salutări tuturor, bine v-am găsit la o ediție specială a GSP Live. 2-0 câștigă FCSB și ușor-ușor echipa finanțată de George Becali se infiltrează pe podiumul Ligii 1. Are 35 de puncte în acest moment, echipa antrenată de Leo Strizu și Pintilii, cu 9 mai puțin decât liderul Farul, dar cu un meci mai puțin disputat pentru FCSB. Dacă va câștiga restanța cu CFR Cluj, de joi FCSB va face 38 de puncte, doar 6 puncte ar mai rămâne între Farul și FCSB. Cu înjumătățirea de dinainte de play-off ar fi practic un singur meci de întors practic pentru FCSB, adică o singură victorie ar mai rămâne între Farul și FCSB. Încet, încet FCSB se ridică, discutăm despre meciul încheiat la Plești, un meci greu, pe un teren greu, cu accidentări serioase, cu două goluri, unul marcat de Omrani după pauză, proaspăt intrat pe teren, reușește să marcheze fostul atacant de la CFR Cluj. Discutăm aici în studio alături de Dinu Todoran, fost antrenor la FCSB, actualmente la Voluntari, la echipa a doua. Bună seara, Dinu. Bună seara. Ai zis că mai dă FCSB un gol, l-ai intuit-o. Am anticipat. Bine și nici n-a luat vreun gol, deci da. Treabă bună a fost. Da. E un rezultat meritat. FCSB a meritat victoria și ca joc. Da, Omrani un jucător de calitate. Ca joc, avea suprafață de teren, mă refer. Da, s-a adaptat mai bine, dar Omrani un jucător că dacă lași cu fața la poartă, nu te iartă. O greșeală celor de la Chindia, adică, încă o dată spun, chiar dacă Leu a zis că e frică de apărare. Ce apărare? Da, nu. Astăzi au făcut un joc modest. Adică până și celea care nu greșește. Orosco era, părea veriga slabă, dar și celea comie. Care, adică, da, este apărare. Ce-i face celea aici? Îi lasă poarta. El se duce lateral, trebuie să se întrepună între minge și poarta. El să nu-i dea, să dea la poartă. L-a simțit la spate, un ranil a protejat mingea și a pus-o pe stângă și de acolo s-a înscris gol. Nu trebuie să-i lași poarta, mai ales la atacant tot timpul. Te întrepui între minge și poarta. Ok. Meciul, repriza a doua, cum a mers? Cum ți s-a părut? Cei de la FCB au ținut de rezultat. N-au mai riscat nimic la seara, să zic. Să înceapă cu... Bine, nici suprafața terenului nu puteți să începe cu construcția de la portar. În schimb, au avut și Chindea anumite momente, dar n-au interpretat cum trebuie. De exemplu, centrarea în fața porții, un șut, da. Au avut mai multe acțiuni individuale, altfel de teren foarte greu să ai acțiuni individuale. Trebuie să aduci mingea la care, din zone laterale și din... Dacă ajunge acolo... să joace direct, să joace pe Cooper. Cumva. Da. Cooper. Bun, discutăm cu fostul președinte al Ligii, domnul Dumitru Dragomir. Bună seara, domnule Dragomir. Bună seara, domnilor. Ce ziceți de meciul ăsta Crâncen de la Ploiești? De pasele lui Octavian Popescu, a? V-a plăcut pasa lui, nu? Amândouă. Ok, bun. Mi-a plăcut. Aștept să vedem dacă îi bate și pe CFR-ul. E greu cu CFR-ul. Așa. Chiar dacă am văzut și jocul CFR-ului și au luat golul în minutul 91, au jucat rău a doua repriză CFR-ul. Nu i-am înțeles deloc. Dar Steaua, după lot așa, cred că are cel mai bun lot din țara. În momentul ăsta. Și începe, mă uitam acum peste clasament, ușor, ușor urcă așa, pe nesimțite, cum se spune, urcă. Dacă câștigă restanța cu CFR? Cu CFR-ul, convingerea mea este că se apropie de mult de titlu. Pentru că mai rămân la câteva puncte, nu? La 4 sau... La 6, dacă câștigă cu CFR, 6 înjumătățit la play-off sunt 3 puncte. 3. Mai sunt meciuri. 3 puncte. Mai sunt meciuri de jucat, evident, nu... Dar facem așa un exercițiu de imaginație, ce s-ar întâmpla dacă... Bineînțeles, bine, dar una e să ai 6-7 puncte și alta să ai 3. Uh-huh. Sigur, da. Diferență. Și joacă bine, domnule, ce să mai... Are 2-3 jucători de talent nemaipomenit, ce să mai... Chindia modestă în seara asta a fost. Adică echipa care speriase pe toată lumea. De vreo 3 meciuri nu stau în picioare. Nu știu ce se întâmplă cu ei. Uh-huh.
Fundașul central, vorbeam aici cu Dinu Todoran despre fundașul central, Orosco, cam subțire, cam slăbuț. Eu am stat și m-am gândit, domnule, au avut niște rezultate absolut formidabile, 6-7 meciuri, să nu pierzi. Da. Iar astăzi, bine, și terenul, băieți, nu se poate juca pe un asemenea teren, mă, indiferent ce spuneți voi mie, nu mai alunecări sau să dai tare în ea, asta e, altfel n-aveai cum să faci. Da, dar se spunea, nu se spunea aia că se egalizează valorile când terenul e slab, e prost? Da, așa este, ai dreptate, numai că ăștia erau niște jucători tehnici și cu mai multe valoare. Ce să mai valoare, dar spune cuvântul mă și dacă joci pe garduri. Da. Bun. Vreau să vă întreb o chestie. Apropo de că vorbeam cu Dinu la pauză de ciocnirea dintre Olaru și Companio. Pare că... dar sunt la spital. Ori fi părțit ceva? În momentul ăsta sunt încă la spital. Uitați, am niște informații de la colegii mei de la Ploiești. Sunt încă la spitalul județean din Ploiești și sunt oameni din staff cu ei acolo. Probabil că așteaptă să le facă un remene ceva, că Olaru e părea derutat rău în momentul în care a plecat. Paradis rău, da. Și mie mi s-a părut că e paradis rău. Dar întrebarea pe care discutam noi aici, pare că e totuși responsabilitatea lui Olaru la faza asta, care are toată faza în față și el se duce să ia mingea lui Companio, practic. La fotbal se poate întâmpla, fraților, am văzut faze din senină, așa, s-au lovit cu echipieri cap în cap și aproape să moară. Aici fotbal este destul de periculos. Da, îmi pare rău de ambii jucători, să știi. Altceva, ce v-a mai rămas din meciul ăsta? Că meciul totuși a fost crâncen, așa. Domnule, greu de privit. Nu mi-a rămas nimic decât teren prost, spectatori puțini, ploaie și un meci de un rezultat bun pentru Steaua, dar restul meci urât. Mie nu mi-a plăcut. A făcut pase de două, Octavian Popescu, a dat două pase de gol, ambele s-au dat două goluri din partea. Dar vedeți, nu, cred că e jumătatea pasa de la primul gol, să știți. Din dreapta de acolo. Eu spun că tot el a dat. Parcă e jumătatea, în fine, nu contează în momentul ăsta, dar senzația mea era că e jumătatea de a centrarea în fața porții. Trebuia pornind meciul ăsta cu terenul ăsta? Mă gândesc de ce Dumnezeu l-a fi schimbat când a fost aproape cel mai bun din echipă. Da, sau poate strategic, așa să mă vișnească. Sau poate, sau problemă musculară, ceva. Dar ați fi dat, dacă erați șeful ligii și vă suna observatorul înainte de meci, că nu s-are mingea, ați fi dat, ați fi spus, dă-ți drumul la meciul ăsta din motive de televiziune? Nu, sau... nu, eu asta am vrut să spun, că eu nu dădeam drumul la asemenea joc. Și nici dacă vă presau televiziunile, că nu mai aveau când să trească. Și dacă mă presau televiziunile? Pe mine m-au presat televiziunile non-stop. Făceam ce credeam eu că e bine pentru fotbal. Ok. Deci n-ați fi dat drumul meciului ăstuia? Nu. Îi amânam pentru mâine. Ok, am înțeles. Bun. Ce să vă mai întreb? Că e meciul slab, totul slab. De meciul slab. Meciul slab. Meciul slab. Deci e slab și datorită terenului, nu că... Și datorită terenului. Asta nu era un teren pe care observatorul să-i lasă să joace. Păi în partea stângă, a doua repriză, acum nu se reamingea acolo, la linia de 16 metri, nu se reamingea deloc. Era apă, cred că de o palmă. O să poate așa ceva. Negus trebuia eliminat la faultul ăla asupra lui Șut din spate? Nu. De ce? Nu. Ok. Mondialul cine îl câștigă? Ca să vă întreb și de mondial un pic dacă tot v-am prins. Dacă tot v-am găsit. Croația sau Argentina. Da? Înțeles, ok. Bine, vă lăsăm. O seară bună vă dorim. Toate bune, mulțumim. Să fiți sănătoși cu toții. Și dumneavoastră, să fiți sănătoși. Da, nu trebuia dat drumul la meci, spune Dumitru Dragomir. Hai să vedem. Îl auzim pe Popa. Mergem până la Ploiești să vedem ce spune Popa. Meu spune că și-a făcut treaba destul de bine. Un meci îngreunat și de vreme și de stare, că nu a fost să zic, a fost un teren foarte greu,
cu o echipă foarte bună, care ne așteptam să vină să pună presiune pe noi. Din păcate, nu a reușit să luăm puncte sau punct. Am ajuns la asemenea accidentare? S-au lovit cap în cap doi jucători și au fost înlocuiți amândoi? Da, sincer să fiu, au pierdut doi dintre cei mai buni jucători în această seară. Sper să fie ok și să fie sănătoși, pentru că asta contează. Pentru să iei cu cercare, FCSB și urmează Craiova? Da, trei meciuri foarte grele, da, mergem la Craiova să luăm puncte. Da, Popa, așa, scurt în declarații, totul e destul de scurt, dar vine Radonović, hai să-l auzim și pe Radonović. Gata? Da, un lucru foarte bun și foarte pozitiv în această seară pe un teren foarte, foarte greu, care am obținut victoria fără să zic emoții și fără fazele de pericol pe poarta noastră. Ce știi de vrei? Știu de la pauză că sunt la spital. O accidentare foarte, foarte urâtă și foarte gravă. Sper să fiu cât mai repede bine și asta doresc. Dacă l-au ieșit de pe teren, ce vedeai la ei? Incredibil, dar asta, așa ceva n-am văzut niciodată. Cât de mare a fost și ruptură, să zic, și sânge, tăiatură, exact, dar amândoi, în același timp, au zis dacă e posibil să se continue, nu era niciun caz. Asta e victoria pentru ei, dedicăm pentru ei, că sunt jucători foarte importanti pentru noi. Am marcat din urmă. Da, am fost inspirat și a fost teren foarte greu acolo, a fost multă apă, dar mă bucur că am ajutat echipa din nou. Ai jucat cu nasă de teren? Din copilărie, așa. Era foarte greu teren. Urmează meciul cu CFR. Da. Cum vezi partida asta? Urmează derby și jucăm pe stadionul nostru și ei au făcut un an foarte, foarte bun până acum și sper să câștigăm, să facem tot posibil să câștigăm asta meci, că e foarte important pentru noi. Aveți 5 victorii la rând, o așa cu CFR, par aduce acolo, practic. Deși la un moment dat erau 20 de victorii. Da, da, am făcut 5 victorii la rând, dar nu ne gândim să ne oprim la aceste 5 victorii. Vom da tot posibil să câștigăm și ultimele două meciuri din acest an. Mulțumesc, era faină. Da, Radonović, care vorbește foarte bine limba română, spunea că n-am văzut niciodată așa o tăietură. Deci, da, la Olaru, că se vedea cum curge, la Olaru, nu? Că curgea și sânge da. La el. Dar am înțeles că ar fi vrut să joace ei. Da, adică erau conștienți, nu da. Pierduse. Da. Își dorea, vă dați seama, că jucătorii. Dar, normal, la astfel de lovitură, cu tăietură, poate să joace în câteva zile, joi, ar putea juca? E posibil, depinde, cred că face un tomograf sau acum la investigație. Ok, dar la tomograf lucrurile sunt în regulă, dar el are o tăietură foarte mare pe frunte, cu pansament, nu? Da, nu, îl coase și poate să joace. Am văzut și în timpul meciului, când îl cosea live și după aia juca în continuare. Niște capse. Cu niște capse, exact, da. Bine, acum nu prea era de capsator, că era, înțeleg, era destul de mare și nu trebuia pus. Poate, dacă nu are nimic după investigație, și sunt jucători care îți doresc. Eu vreau să continui jocul. Da. Mă rog, poate că voiau să continui și din cauza comoției, nu știu, să zic că nu știu ce s-a întâmplat, poate. Nu știu, o glumă... Nu, da, știu ce te referi, da. Adică sper să nu fie nimic grav, asta e ce mai important. Să fie numai tăietura și o singură contuzie și pentru companiu și pentru Olaru. Bun, o să vedem în câteva minute, probabil îl vom vedea și pe Leo Strizu la declarații după această partidă, însă hai să vedem imaginile astea din timpul meciului. Sunt imagini cu Pintilii, surprins într-o ipostază.
El e antrenorul, da? Deci, teoretic, el e antrenorul. Da, așa, bine, așa a zis Leo, că Pinti se ocupă de programul echipei. Pinti se ocupă de programul echipei, Leo Strizu este supervizorul, omul cu licența pro. Nu, dar cred că comunică între ei. Ok, da, comunică, dar, cred că deciziile... dar Pintilie creierul. Da, așa a zis, da. Da, e, să scoatem titlul și să le arătăm oamenilor imaginile surprinse în timpul meciului, pentru că Pintilie are altă, are alt job description, are altă încadrare oficială la club, la FCSB, este surprins la schimbare cu tabela în mână cum e delegatul echipei. Asta vreau, în regulamentul... Cred că el e delegat de echipă, el trebuie să facă schimbări, așa, știu, în regulament. Știu, da, e o situație tare neplăcută, adică eu n-am văzut nicăieri în lume. Da, nu știu dacă... Nu-i nicio pe rușine. Bancă, nu știu dacă poate să stea al doilea delegat. Nu știu cum e regulamentul de asta, zic că dacă... Da, dar uite, ajungi într-o situație de genul ăsta, pe care eu n-am văzut-o. Ok, nu-i nicio rușine să te duci să tu cu tabela, adică n-aș vedea... Da, știu la ce te referi. Dar da, n-am văzut niciun antrenor să facă asta într-o țară civilizată. Nu, mă gândesc la regulament. Ok. Dacă în regulament scrie că delegatul trebuie să facă schimbările, da, el automat e obligat. Știu, dar e... Nu poate să aibă altă funcție pe bancă. Ok, dar uite-te și tu. Da, adică tu ești creierul echipei, tu te duci și faci tu schimbările cu tablița. Adică nu prea e normal, sincer. Asta e de regulament, de regulament. Okay, de regulament. Bine, de regulament și da, deci... Da, na, ok. Hai să vedem ce spun oamenii repede până o să-l vedem probabil în scurt timp pe antrenorul din acte de la FCSB. Crețu a învățat să centreze, dar a uitat să arunce de la margine. Simpatic, Crețu. Totuși, cred că a aruncat de mai multe ori bine decât rău. Că... Nu, are o atitudine, ați văzut și la... Da. Joacă altceva FCSB după ce a plecat Dică, întreabă Mareș Sabin. Păi, nu o dată. Dică a jucat un sistem, a schimbat sistemul și are 5 victorii consecutive. Adică înseamnă că se face ceva bine acolo. Nu, poate și Dică a făcut, a calificat echipa. Da. Dar... Teren de Liga 5, zice cineva, top 3 antrenori la sfârșit de an în Liga 1, Hagi Petrescu Becali, mă rog. Crețu a făcut un joc solid, iar Octavian începe încet să-și revină. După cum am mai spus, Olaru joacă foarte haotic, vrea să fie peste tot. Ok. Jucătorii Stelei acum dau totul pe teren, spune altcineva. Se riscă pentru meciul următor dacă lua galben, nu juca cu CFR de Ejuma. Ejuma, da. Cred că despre el e vorba. Bun, ia să vedem. Dacă mai sunt și alte comentarii pe pagina de Facebook a gazetei, astea erau de pe contul de YouTube. Ia să vedem repede. Ce sistem ai jucat tu cu echipa asta acum? Asta, 1-4-3-3. 1-4-3-3, da. Același sistem. E cel mai... Care se adaptează cel mai bine jucătorii. Numai sistemul îl face jucătorii. Simplu. Da. Pintilii, cel mai bun delegat din România, ok. Are... Victorii, nu adă victoriile delegatul. De ce nu faceți gălăgie la toți antrenorii care nu au licență? Păi am tot vorbit despre subiectul ăsta și se tot vorbește despre subiectul ăsta, dar e o treabă pe care ține de Federația Română de Fotbal. Eu nu țin cu nicio echipă din România, zice Dorian Zilic, dar ca outsider neutru îmi pare că Radunovici ar trebui să fie capitan. Are alături de companie o personalitate aparte și poate duce echipa la liman în momentele grele, zice Dorian Zilic. Bravo, Ristor, felicitări, respect Forța Steaua, alt comentariu. Hambariste de la Rapid au luat revanșa cu Ghior, un alt comentariu. Echipa, a câștigat echipa care a fost mai bine fizic în seara asta, zice cineva. Ți s-a părut o diferență fizică între echipe? Arăta bine, FCSB arăta bine. Da, solidă, nu? Solidă, da, adică arăta bine din punct de vedere fizic. Bine, tot timpul au stat bine din punctul ăsta de vedere parametri, mai ales de pe Insta, tot timpul a arătat. Bine. Ok. Bravo, FCSB, zice cineva. Zice cineva că ai ghicit că te pricepi. Că ai ghicit nu, am mai zis că dă goluri. Am mai zis că dă gol, da. Era... Până la urmă, e totuși un rezultat mult într-o situație grea. Grea. Da. Pe un teren încă o dată suprafață impracticabilă, un meci de luptă, da. Un meci care, uite, FCSB-ul vin pe locul 3. Un meci care are o distanță cu CFR-ul, care CFR-ul vine într-un moment nu prea bun. Da. Și mai are ultimul meci cu Botoșaniu. Adică poate să mai adune încă 4 puncte, 6 puncte chiar. Uh-huh.
mă uit pe clasament Rapidul. Pe Rapidul, dacă are cu Petrolul, bate pe Petrolul și mare ultima etapă, joacă la UTA, unde e un meci greu. Ce, ți-e teamă că, adică crezi că Rapidul ar putea să piardă? Când a început de campionat, toată lumea se gândea la titlu, da, la Rapid. Exact. Toată lumea, nu vorbea, dar e posibil să nu prindă nici play-off-ul. 35 de puncte, în momentul ăsta Petrol are 29, da. 32? Dar Petrolul, da, 32. Și Petrol joacă cu ce FC-ul Creva, ultima etapă. Da, o să, în curând vom vedea și conferința de presă. Toni Petre va veni la conferință și va vorbi cu reprezentanții mass media. Mă rog, ce poți să mai spui după o seară de asta grea, în care echipa ta cam n-a prea avut nici ocazie, nici nimic. A fost un șut pe poarta lui Neguț în prima repriză. Minutul 5 a pierdut și cei mai doi jucători. Nu, zic de Chindia. A, de Chindia? Chindia nu are de ce să se lege, adică nu de ce argumente, nici de arbitraj, nici de nimic. Goluri, absolut de nimic. Toate, să zici la goluri sau o fază sau... N-au... Cooper respingea toate mingile lungi pe care le trimiteau colegii lui. Nu are pe ce să... Orosco, săracul, numai pasă greșită, aproape a dat tot meciul. Până și cele agresiv. Nu, cred că da. O seară... Ioniță cred că ar fi mai bun de la jumătatea terenului în sus, pare că e mai... Da, calitate. Deci a fost o seară cam... Tristă. Da. Pentru Chindia. Pentru cei de la Târgoviște. Bun. Cum vezi desfășurarea luptei pentru titlu de acum încolo? Eu zic că... Farul crezi că rezistă? Că ține ritmul? Depinde ce strategie o să facă domnul Hage din iarnă. Să dea jucător, să aducă jucător acolo, totul depinde ce, dacă vrea să se bată la titlu, trebuie să aducă niște jucători cu experiență. Pentru că chiar dacă copiii sunt foarte talentați, în play-off nu te lovești de cele mai primele 6 echipe care, și ca lot și ca tot. În schimb, CFR-ul care an de an, intră și FCSB-ul acum și vedem Rapidul. Da, FCSB e practic intrată. E intrată, da. Cu acte în regulă, cu acte, da. Titlu, da, în momentul ăsta. Bine, mai sunt, dar mă îndoi să... Nu, ce crezi că poate să pierdă play-off? Nu, nu are cum să pierdă. Nu pierde niciun play-off. Echipa cea mai în formă în momentul ăsta. Ce mai formă. Da. La momentul acesta e cea mai fortă. Și ca jocul pe care îl prestează. Deci pe un teren foarte greu și tot de limba, că FCB-ul, echipă tehnică, s-a adaptat foarte bine, adică s-a văzut puțin un grup, acum o determinare s-a văzut la ei, la meciuri, care a lipsit la FCSB. Companiu sau Omrani? Întreabă cineva. Cine ar trebui să joace? Omrani, într-un de vedere și mie îmi place Omrani, dar și Companiu, un jucător important. Dar ca tehnică, ca așa, Omrani. Omrani, nu? Da. Mai degrabă. Bun. FCSB s-a adaptat mai bine la condițiile terenului, zice cineva. Dacă Farul câștigă campionatul, are dreptul de a juca în Europa. Păi, deocamdată e în aer toată povestea. Bravo ai noștri, toată țara este listă, recuperăm tot ce am pierdut și sperăm să luăm titlul anul ăsta. Bun, jucătorii Stelei așa au dat totul. Steaua campioană, CFR locul 2, Farul locul 3, Craiova lui Rotaru nu prinde play-off-ul. Orice lucru faci în viață, dacă nu-l faci cu plăcere și cu înțelegere, nu are cum să-ți iasă, mă rog. După lot, Steaua ar fi favorită, zice cineva, în lupta pentru titlu. Se întârzie, văd, la Ploiești, conferința de presă a celor doi antrenori. Fotbal de, mă rog, spune cineva, nu putem să reproducem. Așa merge totul în România. Mă rog, fotbal de 2 lei, ca să punem niște cuvinte în locul celui folosit de... omul care se uită la noi, de cel care ne privește, de ce nu faceți gălăgie așa? Bun. Cum ar fi să bată FCSB pe CFR cu un gol al lui Omrani? E posibil. Chiar că ar fi, da. E posibil. Ar fi frumos să vedem cum se manifestă după gol Omrani. Tot CFR campioană, spune Anton Hristo. Omrani și-a intrat în mână, zice altcineva. Bun. Dacă ar fi să desemnezi omul meciului în seara asta, cine ar fi? După tine. Dacă tu ai fi responsabil să declari omul meciului în seara asta. Da. Cred că l-aș desemna pe Daua. Pe Daua? Da. De ce? Nu, și mi-a plăcut. Explică-mi un pic. Adică a dat o siguranță astăzi. Chiar a dat o siguranță.
Bine, nici n-au fost faze. Nici n-au fost faze, dar a dat o siguranță, da. Chiar mie mi-a plăcut în seara asta, da. Nici n-a trebuit să construiască el prea mult? Absolut nimic, da. Deci da. Joc simplu, nu, nici o greșeală, nu dacă a avut greșeală. Nu cred că a avut. N-a avut. A fost și periculos la corner. Deci, Daua, tu ești cu Daua, da. Am observat, da. Ești în categoria fanilor lui Daua. Teren de Liga Satelor, spune altcineva, un meciul lui Neagigi, mă rog, pe teren de ăsta jucam eu fotbal în Liga 4, zice Adrian Citirigă. Radunovici, uite, zice cineva, da, cu omul meciului. Da, și Radunovici. Ok, Radunovici, omul meciului, da, sau Crețu, mă rog. Nu, Radunovici chiar... Steaua CFR Cluj 3-1, anticipează cineva deja rezultatul din meciul care urmează să se joace. Bravo, băieți. Viitorul lui Hagi nu prinde nici locul 4, zice cineva. Ia să mai vedem, La conferință nu vine nimeni deocamdată, probabil că sunt în ședințe cei doi antrenori sau câți. Bine, ține doi, meciul trei. Și lui Steaua cu Valencia pe... Pe? Ghencea pe Mucirlă. Și când i-a sărit mingea un pic lui Cristian și a dat golul. S-au calificat de la 2-0 în tur, retur 2-0 și la penalti. Tam de departe omul meciului, spune cineva. Da, și tam. Ar fi bine pentru FCSB să rămână Ejuma. Da, un jucător pe... Mie care îmi place, sincer îmi place. Bun. Și chiar a avut o evoluție foarte bună la prima repriză. Acum ori probleme musculare, ori... pentru următorul meci, nu știu. Și șut a jucat bine, spune el. Da. Cam toată lumea nu, a fost... Nu, au fost... Da. Adică la meciul ăsta arătat o echipă, adică chiar arătat o echipă ei. După cum a jucat CFR în seara asta cu Botoșan, trebuie să-i batem, spune Gabriel Ghilescu. Sunt meciuri și meciuri. Da? Sunt diferite, mai ales derbile diferite. Bun. Dinu, mulțumesc mult de tot pentru prezența în seara asta. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață la 9:01 la GSP Live cu Adrian Florea, colegul meu de la Gazeta Sporturilor, cerut de public de câteva luni. Adrian Florea se întoarce mâine în studioul GSP Live. Mulțumesc, baftă multă, Dinu, să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine, sărbători fericite dacă nu ne mai revedem, până de Crăciun. O seară bună, nu uitați www.gsp.ro pentru toate reacțiile de după meciul Chindia FCSB 0-2. Noapte bună, pe mâine dimineață.